Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vom vorbi despre Ucraina. Ucraina este situată în Europa Estică, având ieșire la Marea Neagră și Marea Azov. Ucraina se învecinează cu Republica Moldova, România, Ungaria, Slovacia, Polonia, Bielorusia și Federația Rusă. Din punct de vedere a suprafeței teritoriului, Ucraina este un stat mare, ocupând la nivel continental locul al doilea după Federația Rusă. Relieful Ucrainei este unul dominat de podișuri întinse și câmpii, cele mai ridicate altitudini fiind întâlnite în vestul țării, în munții Carpați, la granița cu România. Cele mai importante unități de relief din Ucraina sunt podișul Podoliei, podișul Niprului, câmpia Mării Negre, câmpia Poloneză, câmpia Niprului, podișul Central Rus și podișul Donețk. Pentru a afla mai multe informații și imagini despre cel mai înalt pisc din Ucraina, scanați codul din dreapta jos a ecranului. Rețeaua hidrografică a Ucrainei este bogată, cu râuri mari care traversează zonele de platou, podiși și câmpiile. Cele mai importante sunt Niprul, care traversează și capitala Ucrainei, Kievul, Nistrul, Bugul de Sud, Donețkul și Bugul. Clima Ucrainei este tempera continentală, cu influențe mediteraneene pe coaste și în sudul Crimeei. Cantitatea de precipitații scade dinspre nord spre sud și dinspre vest spre est. Temperaturile medii anuale cresc de la aproximativ 5,5 grade Celsius în nord la 13 grade Celsius în partea sudică. Peisajele sunt predominant de stepă, cu ierburi xerofile. Solurile sunt fertile, permițând cultivarea unor suprafețe extinse cu cereale. Deși se află pe locul al doilea ca suprafață între statele europene, Ucraina se află doar pe locul al șaptelea în Europa după numărul de locuitori, cu aproximativ 43,7 milioane, existând regiuni întinse cu valori scăzute ale densității populației. Limba oficială în Ucraina este limba ucraineană, iar religia predominantă este creștin-ortodoxă. Capitala țării este Kiev, o metropolă cu o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori. Scanează codul QR pentru a afla mai multe informații despre capitala Ucrainei, Kievul. Alte orașe mari ale Ucrainei sunt Harkovul, Odessa, Dnipro și Donețkul. Acum îți propun rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Caută 10 obiective turistice din Ucraina și realizează un album foto al acestora în format digital. Poți utiliza chiar una dintre aplicațiile Google Workspace, precum aplicația Fotografii sau Google Photo, Jamboard-ul, prezentări sau documente. Numele fiecărei fotografii va cuprinde informații referitoare la numele obiectivului turistic și localizarea acestuia. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!